Fundația Berarii României, partener al acestui eveniment, mulțumim pentru răbdare, doamnei Giulia Leferman. Dânsa are o experiență de peste 15 ani în public affairs, acumulată în importante instituții publice, inclusiv în Guvernul României și în consultanță privată, unde a coordonat proiecte mari. Deține un master în dreptul internațional și european al afacerilor la Universitatea Paris 1 Panteon Sorbonne, în parteneriat cu Facultatea de Drept din București. Și o rugăm să vorbească despre rolul industriei de băuturi în designul sistemelor de gestionare a ambalajelor din România. Doamnă, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, Andreea, pentru introducere și deopotrivă echipei Curs de Guvernare pentru inițiativa de a organiza astăzi această discuție, această dezbatere, care, iată, ne-a oferit o perspectivă foarte completă asupra ceea ce înseamnă sistemul de garanție returnare în alte piețe, a motivației care a stat la baza implementării acestuia, plecând de la reglementările europene pe care și noi, deopotrivă, trebuie să le transpunem în dreptul nostru intern și să le asumăm ca țară membră a Uniunii Europene, și la ceea ce va deveni sistemul de garanție pentru România, ca parte din procesul de elaborare a unui cadru legislativ privind implementarea acestuia pentru piața locală. Aș vrea, deopotrivă, să încep intervenția mea prin adresa felicitării și Ministrului Mediului și echipei Ministerului pe care o conduce, pentru lansarea în dezbatere publică a acestui proiect de hotărâre de guvern despre care vorbim astăzi și despre care, de fapt, vorbim de joia trecută, de când s-au încins și cablurile de internet și firele de telefon ca proces de analiză. Este, deopotrivă, un element de bucurie, aș putea spune, pentru noi, calitate de producători, să vedem forma pe care Ministerul a dat-o acestei hotărâri. Multe din propunerile pe care noi le-am avansat prin intermediul Alianței Producătorilor de Băuturi se regăsesc în această formă de draft, ceea ce confirmă faptul că eforturile pe care le-am depus în a gândi un sistem de garanție returnare aplicabil și adaptabil pieței românești, pentru că, foarte scurtă paranteză, cu toții ne-am uitat la exemple de bune practici, așa cum și domnul Damov menționa puțin mai devreme, la piețele care au implementat cu succes astfel de mecanisme, dar am înțeles că sunt anumite specificități legate de piața românească pe care trebuie să le avem încă în vedere, astfel încât sistemul să fie unul eficient. Și ne uităm deopotrivă la modul în care îl putem organiza în România. Menționam puțin mai devreme despre Alianța Producătorilor de Băuturi, două cuvinte, dacă îmi permiteți, ca referire la această structură, pentru că suntem ca alianță prezenți în această dezbatere. La începutul acestui an, producătorii din sectorul berii, al apelor și băuturilor recurătoare au creat această alianță a producătorilor de băuturi, i-am spus noi, sunt companii mari care s-au așezat sub această umbrelă, reprezentăm 70% din piața de băuturi din România, această piață de altfel făcând obiectul de interes al viitorului sistem de garanție și împreună am început acest proces de analiză și implicit de dialog cu Ministerul Mediului pentru a contura un sistem, cum spuneam, care să fie cât mai adaptat specificului local. Și deopotrivă, aș vrea să menționez încă de la început, există și un angajament al acestor companii în a asigura costurile inițiale de finanțare ale acestui sistem, pentru că el vine la pachet cu niște investiții semnificative. Și când vorbesc de această investiție, nu mă refer doar la ceea ce se va vedea, nu? La comerciant, aparatele automate sau sacii pentru colectarea manuală, ci ne uităm la toată infrastructura din spate care va trebui construită și acest lucru va putea fi făcut odată ce legislația este în mod definitiv adoptată. Și acesta este, de altfel, unul dintre punctele asupra care aș vrea să rămân puțin, pentru că noi spuneam că suntem în acest proces de consultare cu Ministerul și am apreciat deschiderea și dialogul constructiv pe care l-am avut pe parcursul anului. Avem acum un proiect de hotărâre de guvern pe care îl analizăm, încă suntem în procesul de consultare publică și vom reveni către Minister cu unele propuneri de rafinări pe care le vedem a fi necesare. Dar e important de menționat
că nu acesta este singurul arc normativ de care avem nevoie, felul în care noi am pornit la drum cu angajamentul de a sprijini implementarea acestui sistem în România a fost prin asumarea faptului că vom avea un cadru legislativ complet adoptat, care să includă și legislația primară de mediu, deci actualizări în aceasta care să permită introducerea sistemului și instrumentului de colectare reprezentat de sistemul de garanție, ajustarea legislației fiscale, desigur, ordinul privind criteriile de licențiere ale operatorului de sistem, toate acestea sunt acte normative pe care noi le vedem ca pe un pachet și pe care le solicităm ministerului în sensul în care ele să fie promovate tot ca un pachet, astfel încât să putem trece apoi la implementarea sistemului și să încercăm de data aceasta să evităm greșelile pe care le-am văzut de multe ori în trecut, când acte normative incomplete au fost promovate și ele au constituit până la urmă motivul pentru care un proiect bun nu a ajuns să fie finalizat. Proiectul acesta al sistemului de garanție returnare este un proiect bun pentru România. Nu voi repeta, antevorbitorii mei au arătat cât de necesar este pentru a recupera tot ceea ce nu am făcut în ultimii 15 ani în materie de colectare și apoi de reciclare. Deci este un instrument care va veni cu niște rezultate foarte bune. Este un instrument de care și noi ca industrie avem nevoie pentru a ne asigura că putem într-un mod cât mai optimizat și organizat să ne atingem obligațiile de producător ca parte din obligațiile extinse ale producătorului, așa cum ne revin prin cadrul legislativ european. Este necesar și pentru consumator, pentru fiecare dintre noi în calitate de consumator și pentru toată populația României să înțelegem că ambalajele folosite provenite de la recipientele, de la băuturile pe care le consumăm, nu sunt gunoaie, sunt ambalaje folosite, ele pot fi reciclate și prin reciclare să reintre în procesul de producție pentru producția de noi băuturi. Dar pentru aceasta fiecare consumator are un rol important și atunci cu acest sistem credem că vom reuși și acest proces poate de reeducare în care să nu le mai aruncăm pe marginea drumului, ceea ce o fac în prezent, ci să contribuie fiecare consumator la eficiența sistemului, aducând recipientele înapoi la punctele de colectare pe care le vor organiza comercianți. Alianța Producătorilor de Băuturi se află într-un dialog atât cu guvernul, cât și cu toți ceilalți actori privați care vor fi parte din acest sistem, cu zona de colectare, cu zona de comercializare. Suntem în dialog cu Asociația Marilor Rețele și deopotrivă cu Asociația Micilor Magazine, care vor fi un element important în acest ecosistem, cu ceilalți producători de băuturi din zona de vinuri, băuturi spiritoase, astfel încât să creăm un mecanism cu adevărat funcțional și poate o premieră pentru România dacă vom reuși să implementăm acest sistem. Ce avem nevoie? Și mă pregătesc să închei pentru a da ocazia dialogului din ultima parte a discuției. Avem nevoie de un cadru legislativ complet, cum spuneam. Avem nevoie de un sistem de ținte care să fie realiste și aici este un aspect important pentru că acest sistem va fi eficient, dar eficiența lui nu va însemna că în primul an de funcționare va putea să compenseze ignorarea acestei activități de colectare a deșeurilor pe care și a ambalajelor folosite pe care am văzut în România în ultimii 15 ani. De aceea, țintele e important să fie realiste pentru că ele vor fi mari, dar de la 15% nu vom putea sări la 75% în primul an de funcționare și sper să avem ocazia să explicăm ministerului de ce e important să gândim această abordare step by step, da? Într-o formulă etapizată și în creștere, astfel încât să dăm sistemului șansa să fie construit într-un mod eficient și nu pe repede înainte. Și nu în ultimul rând, avem nevoie de un mecanism de penalități care să reflecte rolul acestui sistem. Penalitățile în corelare cu țintele realiste trebuie să dea acest echilibru pentru că sistemul se poate funcționa în mod eficient cu piața locală. Pentru doamna Lefferman, ține de obiectivele de colectare pentru producători care sunt legate și de ambalajele reutilizabile, cum este cazul sticlei. Și industria berii pare a fi cel mai aproape de atingerea acestor obiective pentru ambalajele reutilizabile. Ce strategie aveți pentru a suplimenta cererile în creștere pentru acest tip de ambalaj? Și sigur vă rog să închideți cu o concluzie. Mulțumesc pentru întrebare. Este adevărat, industria berii este probabil singura industrie care a menținut o cotă importantă de ambalaje reutilizabile. 20% din ambalajele pe care producătorii le pun pe piață
reprezintă ambalaje utilizabile, reutilizabile, care de altfel se întorc la producător pentru a fi reintroduse în producție. Această circularitate a ambalajului reutilizabil presupune și că el este gestionat diferit față de cele de unică folosință, în sensul în care în România îl regăsim cu predilecție pe canalul Horeca și în magazinele mici, în comerțul tradițional. Ne dorim menținerea acestei cote și creșterea acesteia în viitor, odată ce vom implementa sistemul de garanție pentru ambalaje de unică folosință, care, așa cum este el gândit acum, nu va include ambalajele reutilizabile, dar luând exemplul altor piețe, este posibil ca în viitor, după ce mecanica gestionării, colectării ambalajelor de unică folosință va fi bine dezvoltată și va deveni o practică foarte eficientă și pentru piața locală, există perspectiva și de a integra ambalajele reutilizabile în acest sistem. Am văzut acest lucru întâmplându-se în Lituania, sunt și alte piețe care practică această integrare a sistemelor, poate fi o opțiune și pentru România, ceea ce ar avea beneficiul creșterii cantității de astfel de ambalaje aflate în circuitul economic prin comercializarea lor și în comerțul modern, unde în prezent nu le mai regăsim. Sigur că aceasta presupune și o uniformizare, avem foarte multe sticle diferite ca urmare a felului în care a evoluat piața. Sunt, desigur, aspecte care pot fi avute în vedere de către industrie. Pentru moment, poate că în acest an dificil din toate punctele de vedere, obiectivul clar pentru industria berii este acela de a menține pe cât posibil această pondere importantă a ambalajului reutilizabil. Menționam faptul că el este folosit în Horeca, e vorba de sticla de 0,5 în principal și știm cu toții Horeca este unul dintre cele mai afectate sectoare economice în contextul crizei COVID. Deci este o direcția în care vom vedea și cum va evolua piața, dar cu siguranță rămâne un aspect de importanță majoră pentru sectorul berii. Ca o concluzie a discuției noastre de astăzi, că mi-ați dat și această ocazie de a avea o ultimă intervenție pe subiectul conferinței, aș vrea să reiterez angajamentul industriei, pentru că suntem într-o formulă de producător care sprijină acest sistem. Și este un aspect foarte important. Noi am ajuns să înțelegem utilitatea acestui sistem pentru piața din România și să credem în el până la punctul la care am susținut necesitatea implementării în dialogul cu Ministerul și poate în mod ușor neașteptat, din nou, având în vedere criza economică în cadrul căreia ne aflăm deja, de fapt, în ceea ce privește sistemul de garanție returnare, vedem cum un grup de companii importante din piață, spuneam că împreună membrii Alianței Producătorilor de Băuturi reprezintă 70% din piața de băuturi care va fi parte din sistemul DRS. Deci, un număr de companii vor susține implementarea acestui sistem și și-au propus să facă acest lucru, venind către guvern cu solicitarea expresă de a avea un cadru legislativ complet implementat, astfel încât sistemul să poată intra în etapa de construcție. Și atunci, pentru noi, concluzia cea mai importantă este că avem nevoie de acest cadru legislativ finalizat și complet. Subliniez că sunt mai multe acte normative care trebuie adoptate de către guvern pentru a putea trece în etapa de construcție a sistemului. Iar aici, aspectul principal pentru noi îl reprezintă nu viteza, ci abordarea, să spunem așa, în integralitate. Poate că politica pașilor mărunți, dar sigur, într-un calendar eficient de timp ca să ajungem cu adevărat să obținem aceste rezultate foarte bune pe care sistemul de garanție le va aduce României și societății noastre în ansamblu, este un aspect relevant, dar nu pe repede înainte. Timpul de implementare s-a menționat și în intervențiile antevorbitorilor. Am văzut în Scoția, se vorbește de 2 ani de implementare pentru o piață mică, raportată la dimensiunile țării noastre. Sunt aspecte de luate în calcul pe care dorim să le analizăm în mod realist și eficient împreună cu Ministerul Mediului și, desigur, să trecem apoi, începând cu anul viitor, la etapa de implementare.